se conferă ordin național serviciu credincios în grad de ofițer sportivei Cătălina Ponor, sportivului Marian Drăgulescu. Se conferă ordinul meritul sportiv clasa 3-a cu o baretă sportivei Larisa Iordache. În semn de apreciere și recunoștință pentru modul lăudabil în care reprezentați țara, pentru determinarea și perseverența de care ați dat dovadă, vă ofer aceste decorații și vă mulțumesc pentru momentele emoționante pe care ni le-ați oferit nouă, tuturor românilor. Doamna Cătălina Ponor, ați fost de 5 ori campioană europeană la bârnă. Este un titlu câștigat cu multă muncă, cu sacrificii. Este o performanță extraordinară care denotă pasiunea, talentul și truda cu care evoluați în acest sport. V-am înmânat anul trecut drapelul României și ați reprezentat cu demnitate sportul românesc la Jocurile Olimpice. Sunt sigur că nu vă veți opri aici și că veți aduce României noi medalii. Succes! Doamna Larisa Iordache, datorită rezultatelor pe care le-ați obținut, podiumul a fost dominat de multe ori de România la campionatele internaționale de gimnastică. Sunteți ambițioasă, puternică și pregătită. Sunt convins că medalile obținute vă vor încuraja să deveniți din ce în ce mai bună. Succes! Domnule Marian Drăgulescu, ați reușit să scrieți istorie pentru gimnastica românească. Multiplu campion, v-ați împlinit dorința de a cânta imnul României alături de oamenii din sală care au venit să vă susțină la campionatele europene de gimnastică din această primăvară. Aveți de ce să fiți mândru. Ocupați un loc fruntaș astăzi în clasamentul gimnasticii românești, clădit în mulți ani de muncă și cu multe sacrificii. Succes! Mulțumim încă o dată! Mâine vom pleca la campionatele mondiale. Va fi un campionat mondial, să zic așa, de excepție, în sensul că la Montreal și în aceeași sală România a făcut istorie prin Nadia Comăneci, unde a luat primul 10, gimnasta perfectă, va fi și ambasadoarea evenimentului, așa că sper să ne poarte puțin noroc și nouă, sper să concurăm cât putem noi mai bine, sper să fim sănătoși și să ne întoarcem cu rezultate bune.